colegii de la UNPR. Interesul nostru major a fost care sunt cele mai bune metode și acțiuni pentru ca în Consiliul General să putem face majoritate PSD-UNPR-Șeal. Și vreau să fac acum o precizare importantă care este necesară. N-am vrut să o fac atunci când, din păcate, unii reprezentanți ai presei au încercat să răstălmăcească niște expresii sau afirmații de ale mele dintr-un interviu de la Adevărul. PSD-ul nu face alianță nici cu PMP-ul, nici cu M10, M8, M5, nici cu PNL-ul. PSD-ul vrea să facă majoritate în Consiliul General cu ALDE și cu UNPR.